Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Cetățenii din Slobozia au protestat în fața tribunalului Gorj. Cotoșmana Tagla Popescu a condamnat comuna la izolare. Se toarnă primul strat de asfalt pe o porțiune din drumul expres Craiova-Pitești. Depozitul Polaris din Târgu Jiu rămâne închis. Tribunalul Gorj a decis astăzi să acorde un nou termen de judecată în dosarul privind închiderea gropii de gunoi. Agenția pentru Protecția Mediului Gorj a dispus în 23 martie suspendarea pentru 6 luni a autorizației pentru că depozitul poluează olfactiv orașul. În fața instanței de judecată s-au strâns mai mulți locuitori din Slobozia, cartierul cel mai afectat de mirosul insuportabil. Prin vocea Mădălinei Șarapatin, președinta Asociației Slobozia Vrea Aer Curat, cetățenii au declarat că nu mai vor redeschiderea depozitului. Nu cred că ar trebui să mai funcționeze vreodată, pentru că dacă la a doua celulă suntem în situația aceasta, de exemplu, acum câteva zile s-a simțit mirosul îngrozitor câteva ore în zona Ambasador, ceea ce anul trecut, pe vremea aceasta, nici nu se punea în discuție. Dacă la a doua celulă se întâmplă așa, la 6 celule, tot orașul va fi sufocat. Sunt persoane care spun mereu, la noi nu miroase chiar așa, ca la voi, se simte uneori, intră mirosul doar dacă am lăsat geamul deschis. Păi nici la noi era la fel anul trecut. Așa că să se aștepte că va fi și la ei la fel cum e la noi acum. Numai că atunci când la ei va fi cum e la noi acum, noi nu vom mai putea locui acolo. Asta este clar. Șarapatin a declarat că la groapa de gunoi au fost transportate deșeuri din mai multe localități. Drept dovadă, celula 2 s-a umplut în numai 3 ani față de cei 11 ani ai primei celule. Problemele vin pentru că depozitarea gunoiului a fost făcută neconform, a mai spus reprezentanta cetățenilor din Slobozia. De la tratarea gunoiului. Nu ai voie să depui gunoi fără să-i aplici un tratament în prealabil. Scrie clar în planul județean de gestionare a deșeurilor că la depozitul Polaris Mediu de la Târgu Jiu, gunoiul a fost depus fără să-i se aplice acest tratament prealabil, prevăzut în normativul tehnic care stă la baza autorizației integrate de mediu. Avem răspunsuri de la Garda de Mediu când am început noi să facem sesizări că nu se depune pământ de mare permeabilitate peste fiecare strat. Puțurile pe celula 2 au fost puse în toamna lui 2020, în condițiile în care erau prevăzute în autorizația integrată de mediu în 2019 și ar fi trebuit să se instaleze de la primul strat de gunoi și să crească, exact așa scrie în autorizație, să crească concomitent cu gunoiul. Instanța a stabilit ca noul termen de judecată să fie pe data de 16 aprilie. Un gorjan s-a ales cu dosar penal pentru lovire și alte violențe după ce a sunat la poliție să reclame faptul că ar fi fost agresat. În urma cercetărilor efectuate de polițiști a reieșit faptul că agresorul ar fi tocmai apelantul. Acesta, băut fiind, ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 34 de ani din Ionești. Incidentul a avut loc pe DJ674 Gura Șușiței. În seara zilei de 1 aprilie anul curent, polițiști din cadrul poliției orașului Turceni au fost sesizați prin apelul 112 de către un bărbat de 41 de ani din comuna Ionești cu privire la faptul că a fost agresat. Din verificările efectuate de polițiști a reieșit faptul că apelantul, în timp ce se afla pe drumul județean 674 Gura Șușiței, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi exercitat acte de violență asupra unui bărbat de 34 de ani din localitate. Bărbatul rănit a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. O tânără de 26 de ani din municipiul Târgu Jiu a cerut ieri ajutorul polițiștilor după ce a fost agresată de soțul său. Agresorul, un tânăr de 27 de ani din aceeași localitate, s-a ales cu dosar penal pentru violență în familie. Totodată i s-a interzis să se apropie de soție și de locuința acesteia. La data de 1 aprilie anul curent, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați de către o tânără de 26 de ani din municipiul Târgu Jiu cu privire la faptul că a fost agresată de soțul său. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr de 27 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se afla la domiciliu, pe fondul unui conflict spontan, ar fi exercitat acte de violență asupra soției sale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. Totodată, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu pe o perioadă de 5 zile față de tânăr. Infracțiunea de lovire sau alte violențe se pedepsește conform legii cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Conform datelor furnizate de ICJ Gorj, în prezent un număr de 17 elevi și angajați din învățământ sunt infectați COVID-19. Ultimele cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 au fost depistate la școala gimnazială numărul 2 Motru, un elev, la școala gimnazială Alexandru Ștefulescu și școala gimnazială Gheorghe Tătărăscu, ambele din Târgu Jiu, două cadre didactice. Avem un număr de 8 elevi la această dată confirmați, de 9 persoane din cadrul personalului didactic și auxiliar din tot județul confirmați și un număr de 5 clase suspendate. Situația, având în vedere că sunt atâtea școli și atâția copii, nu ar sta dramatic. În ceea ce privește vaccinarea personalului din învățământ, până în prezent s-au imunizat un număr de 1273 de profesori din cei 3985 din județ. De asemenea, 1285 sunt programați pentru vaccinare. Dintre personalul didactic auxiliar s-au vaccinat 157. Dintr-un total de 3985 de cadre didactice, avem 1574 înscriși pe platformă, 1285 programați și 1273 vaccinați. Iar din personal didactic auxiliar, dintr-un număr de 462, avem 157 vaccinați. Aceste numere cresc în continuare, disponibilitatea pentru vaccin este sporită, lucru pe care îl considerăm favorabil unei reveniri la normalitate, în vederea unei reveniri la normalitate și în vederea revenirii fizice la școală. Amintim că astăzi este prima zi din vacanța prelungită de primăvară stabilită săptămâna trecută de Ministerul Educației în perioada 2 aprilie 4 mai pentru toți elevii, mai puțin pentru cei din clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a. Elevii din clasele terminale vor avea un interval de școală online între 12-30 aprilie, apoi din nou vacanță până în 9 mai. Primarul din Roșia de Amaradia, Liviu Cotoșman, este nemulțumit de faptul că UAT-ul pe care îl conduce nu are sprijinul Consiliului Județean. Cotoșman a făcut o solicitare oficială către președintele Cosmin Popescu pentru a afla de ce localității sale nu i-au fost repartizate fonduri timp de 2 ani. Primarul din Roșia spune că are cele mai multe proiecte din județul Gorj care necesită cofinanțare de la Consiliul Județean. Cotoșman a mai declarat că inițial au fost alocate fonduri pentru instituția sa, dar ulterior banii au fost retrași. Dacă anul trecut, de ce puteam înțelege cu ghilimele de rigoare, având în vedere că a fost an electoral și banii s-au împărțit politic, anul acesta nu cred că domnul Cosmin Popescu are vreo explicație vis-a-vis de modul cum a împărțit sumele care până la urmă au venit de la guvern. Nu sunt bani de la dumneavoastră lui de acasă, dar indignarea mea și nemulțumirea e cu atât mai mare, cu cât răspunsul la adresele pe care le-am comunicat către Consiliul Județean, corespondența pe care am purtat-o cu Consiliul Județean, a scos clar în evidență, argumentat, că avem multe proiecte în desfășurare, chiar cele mai multe din județul Gorj, care necesită cofinanțare care trebuie asigurată prin lege de Consiliul Județean. Și nu pot să înțeleg de ce în ședința din februarie Consiliul Județean alocase inițial 5 miliarde pentru localitatea Roșia de Amaradia în vederea întocmirii proiectului de buget. Ulterior, acești bani au fost retrași și la ședința din martie, ultima ședință a Consiliului Județean din martie, când s-au repartizat sumele, în dreptul localității Roșia de Amaradia apare 0 lei. A condamnat localitatea la izolare. Președintele Consiliului Județean Gorj ar trebui să reprezinte și cetățenii din Roșia de Amaradia, indiferent de opțiunea lor politică, a spus Cotoșman. Primarul a enumerat investițiile care trebuie realizate în perioada următoare. În primul rând, cea mare investiție este extinderea și reabilitarea liceului din localitatea Roșia de Amaradia. Va fi una din cele mai mari, cele mai dotate licee, unități școlare din județul Gorj, având în vedere că am reușit să prind acest proiect cu o investiție de aproape 2 milioane de euro prin Ministerul Dezvoltării. Investiție care are nevoie de cofinanțare. Alimentare cu apă și stație de filtrare a apei în satul Roșia de Amaradia. Am avut de asemenea construire pod peste Pârâu Cornățăl. De asemenea centru de zi pentru persoane vârstnice prin galgilor pe fonduri de la Uniunea Europeană. Sunt multe proiecte care urmează să fie puse în executare, având în vedere că s-au finalizat
dat licitația investiții de asfaltare de drumuri la nivelul localității. Cotoșman spune că dacă nu va primi sprijin de la guvern, primăria pe care o conduce ar putea intra în incapacitate de plată. Faptul că în dreptul localității Roșia de Amaradia e 0 lei, eu risc ca aceste investiții să nu se finalizeze în timp util, să mă înregistrez la un moment dat cu arierate și dacă guvernul nu vine în sprijinul localității Roșia de Amaradia cu rectificare în timpul anului direct de la guvern, risc să nu am bani nici de funcționare, pentru că aceste facturi, având în vedere că lucrările sunt aproape, unele aproape de finalizare, pot să se transforme în arierate și primăria nu are venituri, nu are agenții economici față de alte localități care să alimenteze bugetul localității. Noi existăm efectiv din impozite și taxe locale și din sumele pe care le primim de la Ministerul Finanțelor ca urmare a unei formule, populație, grad de colectare, suprafață. Sume insuficiente pentru funcționare și pentru susținerea proiectelor în derulare. Primarul din Roșia spune că vocea sa este a tuturor primarilor PNL din județ care nu au primit fondurile necesare. Inspectoratul Școlar Județean Gorj a anunțat statistică la nivel județean pentru rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat din acest an școlar. Astfel, procentul de promovare general în județul Gorj este 48,2%. În topul unităților cu cele mai bune rezultate se poziționează colegiile centenare. Astfel, pe primele locuri în continuare sunt Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu, Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Colegiul Național George Coșbuc din Motru și Colegiul Național Pedagogic. Cu un procent de 92,79% la simularea bacalaureatului avem Colegiul Național Ecaterina Teodoroiu. Cine cunoaște rezultatele acestui liceu nu cred că este surprins de acest procent. Pe locul 2 se află Colegiul Național Tudor Vladimirescu cu un procent de 77,25. Pe locul 3 avem cu 75,16% Colegiul Național George Coșbuc din Motru, colegiu care în fiecare an se află în acest top fruntaș. Iar pe locul 4, cu 72,96, avem Colegiul Național Spiru Haret. Pe locul 5, deci imediat următor, ar fi Colegiul Național Tudor Arghezi cu 60,49%. La restul liceelor din Gorj vorbim despre procente de 50% sau mai puțin. De asemenea, în 5 școli din Gorj, niciun elev nu a promovat la simularea bacalaureatului. Cu procentele de 0% promovabilitate, avem Colegiul Tehnic Henri Coandă din Târgu Jiu, Colegiul Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu, Colegiul Tehnologic Bârsești și Liceul Tehnologic Bârsești și Liceul Tehnologic Turburea. Ne pare rău să vă spunem și să recunoaștem faptul că la aceste licee nici măcar un copil nu a putut să obțină media 6. Asta arată faptul că acești copii, în continuare, ca și în anii trecuți, nu citesc nimic. Și exact cum vorbeam și cu o doamnă director de școală gimnazială în această dimineață, încerca să pună pe seama faptului că elevii n-au avut fie conexiune la internet, fie n-au avut dispozitive până la un anumit moment când s-au primit în școli astfel de dispozitive, există totuși manuale. Există totuși cărți. Da? Deci cărțile nu cred că au nevoie de conexiune la internet. În privința simulării la examenul de evaluare națională care a avut loc la începutul acestei săptămâni, încă nu s-au finalizat corecturile. Însă, potrivit Danei Constantinescu, ar exista note de 10. Numai un sfert dintre medicii de familie din județul Gorj sunt de acord să se implice în campania de vaccinare împotriva coronavirusului. Direcția de Sănătate Publică Gorj a solicitat un punct de vedere tuturor medicilor de familie din Gorj. În județ sunt peste 220 de medici de familie. După cum a precizat Narcis Stoian, directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj, numai 50 de cadre medicale au transmis puncte de vedere favorabile la solicitarea DSP. Cabinetele medicale ale medicilor de familie trebuie să îndeplinească o serie de condiții cu privire la depozitarea vaccinurilor și la existența unor săli de așteptare. De asemenea, trebuie să existe culoare de intrare și de ieșire, precum și materiale de dezinfecție și de igienizare. La cabinetele medicilor de familie vor fi aduse numai vaccinurile Johnson și AstraZeneca. Autoritățile din Sănătatea Gorjană speră ca în urma protestelor de la Târgu Jiu să nu apară o creștere a numărului de cazuri de coronavirus.
Mulți dintre participanții la protestele care au avut loc și pe străzile din municipiu nu au purtat măști de protecție. De asemenea, nu au fost respectate nici măsurile cu privire la distanțare. Narcis Stoian, directorul Direcției de Sănătate Publică Gorj, a precizat că autoritățile nu pot să facă altceva decât să spere că incidența COVID nu va avea un nou trend de creștere. Astfel, efectele protestelor de săptămâna aceasta se vor resimți peste 70 zile, a menționat șeful DSP Gorj. Județul Gorj înregistrează în momentul de față o incidență COVID în scădere. Municipiul Târgu Jiu a revenit în scenariul galben și au fost redeschise anumite activități economice. Au fost demarate lucrările de reabilitare a bulevardului Calea București din Craiova. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Lia Olguța Vasilescu. Astfel vor fi refăcute scările, aleile pietonale și spațiile verzi, vor fi construite locuri noi de joacă și spații de recreere, vor fi montate piese de mobilier urban inedite și fântâni arteziene și vor fi create jocuri de lumini pe timpul nopții. De asemenea, vor fi înlocuiți toți arborii, însă treptat. Un alt aspect important al transformărilor propuse pentru Calea București este trecerea în subteran a cablurilor de pe stâlpi. De asemenea, va fi demarat un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea termică a blocurilor, astfel încât acestea să aibă fațade care corespund din punct de vedere estetic și energetic. Calea București, considerată cartea de vizită a orașului Craiova, avea de mult nevoie de o transformare radicală care să asigure confortul cetățenilor care locuiesc sau tranzitează zona, dar și să ofere bulevardului un aer nou, demn de startul de poartă de intrare în municipiu. Constructorul lotului 2 al drumului expres Craiova-Pitești a început astăzi turnarea primului strat de asfalt pe tronsonul dintre Slatina și Balș, în județul Olt, segment cu o lungime de 40 de kilometri. Astfel, 1400 de muncitori și 700 de persoane au fost mobilizate astăzi pe șantierul drumului expres Craiova-Pitești. Se toarnă asfalt la kilometru 35 pe tronsonul Robănești-Balș-Valea Mare de la kilometru 17 la kilometru 57. De asemenea, a fost turnată prima placă de suprabetonare la podul din cadrul nodului rutier de la Slatina. Finalizarea acestui lot al drumului expres va scăpa pe șofer de cozile uriașe de la Balș și Slatina, orașe fără centură și cu trafic bară la bară. Proiectul drum expres Craiova-Pitești prevede construirea până la sfârșitul anului 2023 a aproximativ 121 de kilometri de drum, 35 de intersecții rutiere, 90 de poduri și pasaje și 8 drumuri de legătură. Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 5,5 miliarde de lei și este finanțat prin programul operațional Infrastructura Mare 2014-2020. Primul meci din play-off-ul Ligii Secunde s-a încheiat nedecis. CS Mioveni și FCU Craiova au oferit o remiză fără goluri cu puține faze de poartă. Cele două formații s-au chinuit prea mult să nu primească gol, iar spectacolul a avut de suferit. Ocaziile cele mai mari le-au aparținut vizitatorilor. Italianul Compagnu a ratat câte o ocazie mare pe repriză, dar nici Claudiu Bălan nu a fost mai inspirat în fața porții. Craiova a încheiat meciul cu o oportunitate irosită de Stoienac, dar și cu antrenorul Eugen Trică eliminat. Cel din urmă a văzut cartonașul roșu după o altercație cu un presupus suporter. Și așa ceva nu se poate. Păi ori cu spectatori, ori fără spectatori, ca să știm. Și atunci arbitru, exact ce spuneam ieri, toată lumea este cu ochii pe Trică. Și când se termină meciul, toată lumea se vadă ce face Trică. Trică este înjurat de spectatori care n-au voie la meci. Vreau să văd și eu cum a intrat acea persoană la meci. În schimb, Trică a apreciat efortul jucătorilor săi. Am întâlnit un adversar care s-a apărat și se apără în continuare foarte, foarte bine. Este greu să desfaci, cum îi spune zidul chinezesc al lui Alex, prietenul meu. Dar și așa am avut 3-4 oportunități, mai ales în ultima fază, în care trebuia să marcăm, mă refer la acea situație a lui Stoienac, din minutul 90-91. Păcat. Dar v-am spus, sunt mulțumit de cum au evoluat băieții, au depus iarăși un efort considerabil, au făcut ambele faze foarte bine, atât cea defensivă cât cea ofensivă. Din păcate n-am reușit să marcăm, dar nu e un capăt de țară, până la urmă am câștigat un punct. FCU Craiova a acumulat 36 de puncte, iar CS Mioveni are 34 de puncte. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți un weekend excelent!